Bun, pentru mucenici avem așa, apă clocotită, da? Am adăugat niște sare, am adăugat și zahăr, am amestecat în apă până s-a topit zahărul. Zahărul se adaugă după gust, după cum doriți, da? Adăugăm mucenicii, exact după ce a fiert apa și dăm clocot. După aceea iar amestecăm ca să nu se prindă. Să nu se prindă fundul alea, amestecăm din când în când până fierbe. Când vedeți că mai are un pic de fiert mucenicii, da? Pregătim aici două linguri de făină, da? Uitați aici făină, cu un pic de apă. Facem, amestecăm bine să fie un fel de pastă, da? Cremă. Adăugăm aici peste această zeamă de mucenici, numai în cazul în care vreți și doriți o zeamă mai groasă, dacă nu o lăsați așa. La sfârșit, după ce s-a făcut, pregătiți, puneți într-o farfurioară, da? Mucenici cu zeamă, se mai adaugă scorțișoară, esență de vanilie, de rom, de care doriți, niște coaje de lămâie, nucă pisată, și o să iasă nemaipomenit mucenicii. Vă doresc poftă bună și sper să mâncați cât mai mulți mucenici, că sunt tare buni. Și cei fierți și cei copți la cuptor în formă de 8. Deci amestecăm din când în când, da? După ce am pus toate, ca să nu se prindă mucenicii de fundul oalei, până fierbe. Trebuie să stăm lângă ei neapărat. Poftă mare pentru mucenicii muntenești fierți.